Un distrugător american a sosit în portul Constanța și va face în perioada următoare exerciții în comun cu corveta Horia Măcelariu. Manevrele urmează să aibă loc în apele teritoriale ale României și în apele internaționale ale Mării Negre, scopul fiind creșterea nivelului de instruire a echipajului corvetei și a interoperabilității dintre nave. Potrivit unui comunicat al forțelor navale, distrugătorul USS Porter a sosit în portul Constanța marți 22 august și va staționa timp de 3 zile la terminalul pasager. Pe timpul escalei sunt prevăzute de vizite la comandantul flotei și la autoritățile locale din Constanța. USS Porter a acostat în portul Constanța pentru prima dată în anul 2006, iar aceasta este cea de-a patra escală în România.